niște proiecte pe care să le eliminați din proiect, dacă ne puteți spune pe scurt care sunt acestea. Nu au fost proiecte eliminate ca atare, au fost reduceri de buget pe toate componentele, exact cum am spus, care poate să semne fie reducerea unor investiții ca atare, fie reducerea unui număr de obiective pe care le facem. Adică eu nu înțeleg cum și-a imaginat cineva că putem reduce la 40 de miliarde, la 29, fără să scădem de undeva. Păi acest lucru s-a întâmplat pentru că dumneavoastră ați mers cu această sumă la Bruxelles, tocmai de aceea vreau să știm de unde ați scăzut și ce. Tăiat înseamnă să cineva să aibă ceva și să iei. Ați primit niște proiecte. Depinde la educație, că s-a creat emoție pe subiectul ăsta astăzi. Adevărul cifric este următorul. Când aveam alocarea mare de 40 de miliarde, alocația avea 10%. Era exact pe recomandarea Parlamentului European, pe care mi-am asumat-o. Am spus la bun început că educația este o prioritate. Am găsit un PNRR care avea 1 miliard de euro pentru educație. A fost o alocare inițială de 4 miliarde și acum sunt 3,7 miliarde. În acest moment, PNRR-ul României are 12% pentru educație, este mult peste media europeană și este chiar peste recomandarea Parlamentului European. Sunt mândru de faptul că am făcut această alocare și mi se pare aberant să se discute că a pierdut ceva educația. Din potrivă, au fost niște reajustări de buget care fac ca în total să avem... Să avem peste recomandarea europeană. Dar care este recomandarea europeană? Deci, Parlamentul European a recomandat să fie 10% pentru educație și noi suntem la 12%, este peste. Sunt domenii care au pierdut. Câți bani români? Dați-mi voie să nu intru. Am spus că țin de negocieri. Eu aș vrea să fac aceste negocieri. Dar dumneavoastră mergeți cu un proiect la aceste negocieri și voiam să știm... Da. Tocmai că nu vreau să comentez mai mult decât sunt nevoit să o fac. Cred că a fost foarte unfair modul în care se discută despre educație astăzi. Am văzut apeluri publice să se dea 10%. Calmați-vă, sunt 12%. Adică, e o situație aberantă în care sunt somat să dau 10% când am dat 12%. Domnule ministru, toate astea apare din cauza că dumneavoastră nu comunicați, nu spuneți nimic, spuneți, dați-mi voie să nu comentez. Nu-i normal să nu se știe. Eu înțeleg și nu reproșez nimic presiei sau așa ceva. Vedeți că stăm de vorbă de câte ori vreți. Eu reproșez unor actori politici care nu fac decât să se arunce pe niște informații eronate pe care nu le verific înainte. Nu m-a întrebat nimeni înainte cât are în acest moment educația în PNR, înainte să fie babumul mediat. Sănătatea cât are alocat, domnule ministru? Foarte aproape de cât avea și înainte. Nu am făcut, chiar am făcut procentul pe sănătate. Tocmai pentru că sunt discuții în curs, sunt costuri care pot fi reajustate, adică n-are rost să comunic chestii care sunt permanent intermediare. Aveți răbdare, săptămâna viitoare merg la Bruxelles cu premierul Câțu și vom stabili, acolo batem în cuie toate cifrele. Nu are rost să comunicăm în fiecare zi chestiuni care sunt intermediare. Cultura și sportul cât au din... N-am făcut procente din nou. Cultura este acolo, am mai spus, este o reticență din partea Comisiei de a accepta proiecte pe cultură. Noi o să insistăm cu această chestiune. Pe transporturi? Puteți să răspundeți și în sumă, nu doar în procent. Sunt aproape 9 miliarde pe care au început. Pe transporturi... Nu, acolo sunt anumite proiecte unde trebuie să demonstrăm fiabilitatea și capacitatea de a termina până în 2026. De asta, dacă nu vom putea convinge Comisia că le facem până în 2026, vom renunța la acele proiecte, dar nu are rost să dăm vești proaste când nu sunt încă confirmate. În cazul în care anumite proiecte din acest mare proiect nu vor fi acceptate, aveți pregătite și alte proiecte la aceleași sume, astfel încât să aveți cu ce înlocui? Da, evident. Principiul este că acolo unde trebuie să reducem, vom scoate un număr de unități, că noi spunem foarte clar, pentru suma de X euro, livrăm Y unități. Dacă e nevoie de mai apune, mai adăugăm unități. La nivel de școală, că e atât de mare nevoie în țara asta, de reparații în școli, de la valul renovării, nu uitați, sunt 2 miliarde, este o componentă foarte avansată, aproape finalizată, unde avem 2 miliarde de euro. Acolo ușor putem să adăugăm, pentru că e foarte mare nevoie în România, în țara asta, de renovare la clădirile vechi. Nu e niciun fel de pericol de a nu lua acești bani. Ce încercăm acum să facem este să luăm bani pe toate componentele și pe toate investițiile pe care le-am propus noi. Irigațiile, pentru că acolo a rămas o problemă, trebuia să meargă ministrul agriculturii sau să aibă discuții. A avut loc această videoconferință ieri, rămâne să așteptăm discuții pe acest subiect. Crezi că i-ați convins sau că a reușit un ministru să-i convingă? Nu vreau să speculez, o să vedem. Dar în opinia dumneavoastră, acest plan național de redresare va avea succes și va fi aprobat până la data de 31 mai, așa cum... Va fi depus oficial până la 31 mai, apoi avem două luni... Va fi și acceptat?
sunt absolut convins că da. Pentru că lucrăm, facem eforturi fantastice la această chestiune și mai este ceva. Se vorbește foarte mult despre investiții și eu înțeleg de ce, pentru că este toată lumea vrea să știe ce are acolo, dar de fapt PNRR-ul are o componentă masivă de reforme. Și pe reforme, deci acum se lucrează la partea tehnică de investiții. Discuția politică în acest moment este axată pe reforme, pe reforma pensiilor, pe reforma salarizării unitare, pe VMI, pe reforme fiscale. Sunt recomandările de țară pe care Comisia le face de un deceniu aproape deja și care spun, România trebuie să facă pași pentru a avea un sistem de pensii sustenabil. România trebuie să facă pași pentru a crește veniturile la bugetul de stat și acum provocarea noastră este să creștem veniturile la bugetul de stat fără să schimbăm codul fiscal. Cum am anunțat, această coaliție nu va umbla la codul fiscal, dar această coaliție trebuie să vină cu măsuri prin care statul să colecteze mai mult la buget. Sunt fel de fel de metode prin care se face evaziune fiscală pe care trebuie să le închidem. Toate aceste chestiuni nu țin de investiții din fonduri europene, țin de reforme și toate aceste investiții vor fi legate de reforme. Vor fi niște condiții, dacă vreți. Dacă nu faci aceste reforme, nu vor veni banii. Este foarte important ce reforme băgăm în acest PNRR, pentru că următorii 5 ani și jumătate vom fi legați permanent de urmărirea acestor reforme și apelul meu este către toate forțele politice și toate instituțiile să ne concentrăm. Mai avem o lună în care trebuie să facem partea de costuri, partea de targeturi, dar mai ales partea de reforme pe care apoi le vom urmări 5 ani și jumătate. E un mesaj pentru ministrul de finanțe? Acolo nu, sunt niciun caz. Nu, de niciun ce? Caz. Pe toate aceste componente de reforme au fost discuții mai multe cu Comisia Europeană, au fost reforme propuse de colegii mei din guvern, comentarii primite de la Comisie și acum le adăugăm, le clarificăm, punem niște ani mai clar acolo unde a fost întrebări, este parte de un dialog normal. Vă reamintesc faptul că această devatură pe PNR nu am declanșat-o eu, a fost am pur și simplu, am răspuns la întrebările. Europarlamentarii social-democrați sunt niște provinciali care au ajuns la Bruxelles. La cine făceați referire? Nu, am spus că PSD nu înțelege ideea de dialog și eu nu înțeleg de ce... Am spus că sunt provincial, da, s-a întrebat. N-am spus de europarlamentar, nu, n-am spus de PSD care are o mentalitate provincială, care nu înțelege ideea de dialog și de negociere. Asta facem acum, este o negociere. Ce se întâmplă cu suma, cu avansul pus pe masă de Comisia Europeană? Va lua România vreun leu din acest avans? Da, imediat ce avem PNR-ul aprobat, intră avansul în țară, 14%, 13%, pardon, și începem proiectele în acest avans. Când credeți că vor veni acești bani în țară? La toamnă. La toamnă, atunci când se aprobă. Mulțumesc frumos!